pe care primind-o în jertfelnicul tău mai presus de ceruri, trimite-ne harul Duhului Sfânt. Amin. Dacă ne ajută Bunul Dumnezeu. Chiralesa! 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 Clopotul! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, binecredincioșilor creștini, asupra Tânui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul. Cu toți spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă azi și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Te inimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit. Chiralesa! Chiralesa! Dumnezeule, ce lumea ai luminat, mărire fi. Pace tuturor. Și Domnului Tău, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este scutitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Bine pistola întâi către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminete. Fraților, nu voiesc să nu știți voi că părinții noștri toți nor au fost și toți prin mare au trecut. Și toți prin Moise s-au botezat în nor și în mare. Și toți acești mâncare duhovnicească au mâncat, și toți acești băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce avea să vină, iar piatra era Hristos. Pace ție, cititorule! Aleluia, aleluia, aleluia! Cine drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Evanghelia de la Marcu citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan, prorocul, în râul Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschizându-se și Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel pogorându-se peste creștetul său. Și glas din ceruri s-a auzit: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Pe acesta să-l
ascultă! Mărire ție, Doamne, mărire ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, lucrarea, pogorârea Duhului Sfânt, să se pogoare peste apa aceasta lucrarea curățitoare a trăimii mai presus de fire, să se dăruiască pe acesteia harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului cu puterea, cu lucrarea și pogorârea Duhului Sfânt. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeu din toată vrăjmășia și ispita care ne stă împotrivă, să ne facă vrednici de bunătățile sale făgăduite, să ne luminăm cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Duhului Sfânt Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta, să se facă cu ea dar de sfințenie, de curățire de păcate, spre tămăduirea sufletelor și trupurilor, spre tot folosul de trebuință, să fie apa aceasta curățitoare spre viața cea veșnică Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca să se arate aghiazma aceasta, apă izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, pentru toți cei care o vor lua și o vor primi spre sfințenia caselor și a gospodăriilor și a familiilor lor. Spuneți-vă numele toți! Pentru ca să le fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor și pentru toți cei care cu credință o vor lua și vor gusta, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim, să ne umplem de sfințenie prin gustarea cu aghiazma aceasta, cu venirea nevăzută a Duhului Sfânt, să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pre noi, să fim izbăviți de tot necazul, mânia, primejdeia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, pururea, fecioară, Maria, cu preținții pomenindu-o, pe noi înșine și unii prealții și toată viața noastră, Lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule unule născut, care ești în sânul Tatălui Dumnezeu adevărat, izvorul vieții și a nemuririi, lumina cea din lumină care ai venit în lume să o luminezi, luminează cugetele noastre cu Duhul Tău cel Sfânt, și ne primește pe noi, pe toți care îți aducem ție slavă și bună mulțumire pentru lucrările și lucrurile cele din veac mari și minunate și pentru mântuitoarea ta rânduială din veacurile mai înainte rânduită când te-ai îmbrăcat în trupul nostru neputincios și sărac și te-ai umilit până în măsura de rob împărate al tuturor. Ai suferit încă și te poteza în Iordan din mâna robului tău Ioan, prorocul, ca sfințind firea apelor, tu cel ce ești fără de păcat, să ne faci nouă cale către nașterea cea de folos prin apă și prin Duh, să ne întorci pe noi la izbăvirea și la mântuirea cea din tâi. Prăznuim pomenirea acestei taine dumnezeiești și ne rugăm ție, Stăpâne iubitorule de oameni, stropește și peste noi nevrednici robii tăi, după făgăduința dumnezeiască, apa cea curățitoare,
darul milostivirii, ca să fie bine primită bunătății tale cererea noastră a păcătoșilor, pentru ca aghiazma aceasta și întrânsa să se dăruiască nouă și la tot poporul care stă de față, spuneți-vă numele toți, binecuvântarea ta să se dăruiască lor și nouă, spre slava Sfântului și închinatului tău nume, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iralesa! 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 Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Treime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoare a ființelor înțelegătoare și a firilor cuvântătoare, bunătatea firească, lumina neapropiată, care luminezi pe tot omul ce vine în lume, strălucește și noi nevrednici robii tăi, spuneți-vă numele toți, luminează ochii minții noastre ca să îndrăznim a lăuda binefacerea și puterea ta nemăsurată. E bine primită rugăciunea ce se aduce de mine nevrednicul tău slujitor preot pentru poporul care stă înainte cu toți cei din casa și familia lor. Să nu oprești pentru păcatele mele venirea aici a Duhului Sfânt, ci mă iartă ceea ce ești prea bună trăime ca să stric către tine fără osândire și să grăiesc și acum. Te slăvim pe tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, atoțiitorule împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate, te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unule născut, cel ce ești fără de tată din mamă și fără mamă din tată, că la praznicul nașterii ce a trecut, prunc te-am văzut, iar la boboteaza de astăzi, de acum te vedem desăvârșit pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru, cel desăvârșit. Căci astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceata sfinților cu noi se adună. Și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc astăzi darul Duhului Sfânt, în chip de porumbel peste ape a coborât. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pe pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumină strălucitoare lumea înfrumusețează. Astăzi norii rourează din cer omenirii ploaia dreptății, astăzi cel nefăcut de voia sa este atins cu mâna de către făptură. Astăzi prorocul și înainte mergătorul Ioan se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se prefac în vindecări. Cu venirea Domnului, astăzi toată făptura se adapă cu curgeri tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc cu apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară care era în vremea lui Moise se preface în dulceață poporului cu venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric cu lumina cunoștinței de Dumnezeu fiind luminați. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie dumnezeiască. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire se lucrează nouă venirea stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de sus cu cele de jos împreună vorbesc. Astăzi adunarea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi stăpânul la botez merge ca să ridice firea și să o ridice la înălțime. Astăzi
cel neplecat se pleacă robului său ca să ne slobozească pe noi din robia patimilor. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului n-are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii pogorându-se trupește și intrând în trânsul. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Duhul Sfânt în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut, pe Făcătorul întrupat, pe Stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat, văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas, mirându-se de Cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească, văzând astăzi în Iordan și pe Cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan a afundat și a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, nevrednicul, păcătosul tău slujitor preot, spunând măririle minunilor tale, de frică fiind cuprins, cu umilință strig către tine, mare ești, Doamne, minunate sunt lucrurile tale, niciun cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, niciun cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, minunate sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Că Tu cu voia Ta pe toate le-ai adus din neființă în ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea. Din patru stihii ai întocmit făptura și cu patru vreme ai încununat curgerea anului. De tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna, ție ți se supun stelele, pe tine te ascultă lumina. De tine se îngrozesc adâncurile, ție slujesc izvoarele. Tu, Doamne, ai întins cerul ca un cor, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip. Tu spre răsuflare ai revărsat aerul, puterile îngerești ție slujesc și cetele arhanghelilor ție se închină. Cherubimii cu ochi mulți, serafimii cât de șase aripi împrejur, stând și zburând de frica slavei tale cele neapropiate se acoperă. Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără început, ai venit pe pământ chip de rob luând, într-o asemănare omenească făcându-te. Că n-ai suferit, Stăpâne, pentru îndurările milei tale, să vezi neamul omenesc chinuit de diavol. Ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul tău, vestim mila ta, nu tăinuim facerea ta de bine, firea neamului nostru ai izbăvit-o. Pântecele fecioare ai sfințit cunoașterea ta, toată firea și făptura te laudă pe tine, Dumnezeul nostru, căci pe pământ ai rătat și cu oamenii împreună ai petrecut. Tu ai sfințit și reprejunere Iordanului și trimițând din cer pe Duhul Tău cel Sfânt, ai zdrobit capetele balaurilor care se încuibaseră acolo. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino acum cu pogorârea de viață Făcătorului Tău, Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino acum cu pogorârea de viață Făcătorului Tău, Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni împărate, vino acum cu pogorârea de viață Făcătorului Tău, Duh, care sfințește toate
ce sfințește apa aceasta. Amin. Chiralesa! 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 Și de Doamne harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, fă Doamne aghiazma aceasta izvor de nestricăciune, har de sfințenie, vindecare de boli, diavolilor căire, îndepărtare puterilor potrivnice, plină de putere îngerească, ca și toți cei ce vor gusta și se vor stropi cu aghiazma aceasta, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, a gospodăriilor, a câmpurilor, a grădinilor, a copacilor, a animalelor și a toată gospodăria și spre tot folosul de trebuință. Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru care prin Duh, firea noastră și prin apa cea învechită de păcat, toate le-ai înnoit. Tu ești Dumnezeul nostru care pre vremea lui Noe cu apa ai înnecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru, cel ce prin mare și prin Moise ai eliberat noi neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai despicat piatra în pustie și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Elie ai izbăvit prin Israel din rătăcirea lui Baal. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Amin. Duhul Tău cel Sfânt. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Chiralesa! Și dă, Doamne, tuturor celor ce se vor atinge de dânsa și se vor stropi și vor gusta, să le fie într-o sfințire, binecuvântare, curățire și sănătate. Miluiește, Doamne, pe conducătorii țării. Adu-ți aminte de înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul nostru, de cinstita preoțime cea întru Hristos, diaconime de tot clerul și poporul care stă înainte, spune-ți-vă numele toți și dăruiește-le binecuvântare tuturor celor care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici, ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânșe, miluiește-i pe dânșe și pe noi după mare mila ta. Ca de stihii, de îngeri și de oameni și de cele văzute și de cele nevăzute, să fie slăvit numele Tău, cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor, capetele noastre Domnului, să le plecăm. Pleacă, Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi, Tu cel ce ai primit a te poteza în Iordan și ai sfințit apele. Binecuvintează-ne pe noi, pe toți care prin capul, prin plecarea capului nostru arătăm semnul supunerii. Învrednicește-ne a ne umple de sfințenia Ta prin împărtășirea și stropirea cu aghiazma aceasta. Să ne fie nouă, Doamne, într-o sănătatea sufletelor și trupurilor noastre, că Tu ești sfințirea sufletelor și trupurilor, Hristoase Dumnezeul nostru, Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. În Iordan botezându-te tu, Chiralesa! 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 Chiralesa!
Te tu, eu sunt